În literatura română, cum atât de frumos îl numește prea fericitul părinte Patriarh Daniel. Bunul Dumnezeu să-i facă parte părintele nostru Bartolomeu, arhiepiscopul și mitropolitul, de odihna împărăției nețierate. Când ne privește pe noi, să ne străduim a lupta lupta cea bună. Și a ne pregăti pentru veșnicie, pentru ca în ceasul morții fiecare dintre noi să poată spune cu dreptul Simeon: acum liberează, Stăpâne, pe robul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Amin.